Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog, fraților. Suntem aici într-un spațiu mai retras, așa am venit să pot filma în liniște. Astăzi, la rugămințile voastre, mi-a scris foarte mulți pe Instagram, în comentarii pe YouTube, la fiecare videoclip îmi scrieți acolo: fă-i o farsă lui Bogdan, fă o farsă nouă, pune mâna și răzbune-te pe Bogdan. Și fiți atenți ce idee mi-a venit mie astăzi, stând degeaba așa cu ochii în tavan, mă gândeam, bă, ce farsă să-i fac eu, cum să mă răzbun pe Bogdan. Și zilele trecute am fost prin Focșani pe la un magazin și am găsit acolo o husă de scaun, stați să vedeți imediat. Are fratele vostru aici o husă de scaun, ia să vedeți aici frumos. Bam! Și fiți atenți cum mă gândeam să decurgă farsa asta, băieți. Și dacă tot am luat husa aia, m-am gândit să iau și un silicon din ăsta universal. Am vorbit cu taică, mi-a zis, bă, dacă l-ai pus pe ăsta pe material textil, rămâne acolo tot ce are pe el, se lipește și nu mai iese niciodată, îl rup cu tot, așa. Și m-am gândit eu, hai să-l punem noi pe fratele nostru, îl luăm de acasă frumos, îi zicem că mergem până la Focșani sau mergem până undeva să luăm ceva, asta doar ca pretext ca să pot să-l pun pe scaun să stea acolo 10, 20, 30 de minute cât l-ai plimba eu cu mașina. De fiecare dată când am filmat ceva și am zis, băi, mergem până la Focșani să luăm gaz, să luăm ceva, vă arătam și vouă cadrul când mai ajungeam pe la el pe acasă, îl salutați și voi, vă salutați și el pe voi acolo forță, așa că chestia asta o să facem și azi, încercăm să-l tragem de limbă, încercăm să vorbim cu el, să-l ținem în mașină, să ținem camera pornită cât mai mult posibil, să vedeți și voi cum se lipește el acolo din scaun. Mă apuc să montez husa asta, scaunul din dreapta. Eu deja am pe scaunul meu. Scuzați mizeria din mașină. Eu deja mi-am pus pe scaunul meu. O să pun și la el acolo unul. Mă apuc să montez și pe scaunul lui o husă din asta. Siliconul o să-l dăm. În momentul în care ajungem la el în fața porții, ne băgăm acolo pe un gang, pentru că avem unde. Dau cu silicon și după aia îl chem. Am pensul, am absolut tot. Hai să montăm aici husa, băieți. Bă, partea asta de jos nu o să o mai prind de scaun, pentru că atunci când se va ridica, dacă ăsta e dezlipit, vreau să plece așa cu tot cu husa asta și punem numai partea asta de la spătar. Băgăm pe aici frumos pe jos. Gata, băi, îl poziționăm puțin așa aici, să vină fain frumos. Și am rezolvat situația. Mergem să-l sunăm pe Bogdan și revenim de acolo. Chiar acum mă duc la Bogdan acolo pe gangul ăla în fața casei lui să pun lipiciul ăsta, să pun siliconul pe scaun și mă gândeam așa. Spui să vezi cum mă pune frarul să mă la magazin să-i cumpăr haine. Că ăsta, bine, gen acum are și dreptate, ar avea dreptate să-i cumpăr haine dacă îl strig, dar oricum sper să-mi iasă farsa, băieți, pentru că cam și-a bătut așa joc. Și acum vine răzbunarea, ca de fiecare dată, știți prea bine că nu mă las acolo în fața lui și 100% nu se așteaptă, pentru că azi a fost o zi așa din aia plictisitoare. Băi, n-am nicio idee, nici tu n-ai nicio idee, ce facem? M-am dus dimineață pe la el, după aia iar am plecat. A fost așa mai plictisitor. Și că acum, dacă tot stăteam eu acasă, v-am zis, m-am plictisit, zic, ia, hai să-i facem o farsă, să-i facem să ne răzbunăm într-un fel. Și mi-a trecut chestia asta prin cap. Chiar sunt curios să vedem cum iese treaba asta cu lipiciul și dacă se lipește chestia asta. Sper să nu facem vreun fail din ăla urât. Am ajuns și noi aproape de casa lui Bogdan aici și la câteva case mai încolo. Siliconul aici frumos, avem și pistol, avem tot ce trebuie aici. Ne apucăm de lipit, am și o pensulă. Am și o pensulă aici frumos, ca să pot să întind eu, să nu dau cu mâna, că ăsta lipește super mult și nu trebuie să fiu murdar, eu să bat așa. Aici am o sacoșă, bag toate astea la urmă în sacoșă acolo, îl sun când ies la poartă și vedeți de acolo ce iese. Am și încerc să-l întind cât mai mult să nu se vadă. Am pus peste tot, și aici, și aici, și aici, așa. Numai că trebuie să-l fac așa ca aici, să-l întind. Trebuie să mă mișc repede, băieți, las camera jos că nu pot să filmez. Îl sunăm acum să-l luăm, sper să nu se usuce asta aici. Îl grăbim. Da, bă. Ce faci? Stau pe veceu, tu. Poți să ieși, să mergi cu mine încolo? Stau de 5 minute. Hai, bine. Te aștept la poartă. Da. Hai, hai. Da, da. Bă, seamnă dacă e pe veceu, mai am timp să mai întind aici o leacă. Gata, strângem astea aici și mergem la el. Am ajuns și aici la el la poartă, profităm. Mai avem aici niște picătura, nu știu dacă se vede. Profităm de faptul că n-a venit fraierul ăsta. Mai punem picătura așa pe aici. Că a zis că stă 5 minute pe WC și stă o oră. Punem și pe aici. Punem peste tot picătura. Uite fraierul. Hai să-l grăbim, olea, că să-l luăm cu vorba. Băi! Băi! Că
A, că ai zis că stai 5 minute pe WC, stai o oră. No, te așteaptă oameni aici. Sună, dacă e. Aha. Bine. Hai, te pup. Bine. Ah, ultima lași strântul până ai venit tu. Bă, te mai mult? Păi m-a luat strănuțul de când stau aici. Ai luat din ăsta, este? Nu, n-am luat nimica. Am o oră jumate de când stau. Stai așa, că nu știu dacă mă văd eu de aici. Dă-i risire la geamă. Dă-i virus din ăsta. Gata, stai așa, că am dat drumul la mine aici. Pe partea mea se duc afară. Am avut... Salut, salut! Am avut cumpăn în grea. Păi ai zis 5 minute, am jumătate de oră de când stau aici. Ești nebun la cap. Și de ce mă filmezi? Păi să salut oamenii aici, că mergem să încercăm să facem ăla cu, cu gazones. Understand? Mergem pe la Focșani, la... Cine și... filmezi acum? Încerc, nu, nu, că nu filmez. Vreau să îl pun așa cum ar veni, știi? Îl adaug după. Vreau să încerc, vreau să încercăm să facem un experiment ăsta cu gaz, am văzut eu. Ăla când bagă gaz, dar și două picături, dar nu gaz, alcool din ăla, nu mai știu cum îi zice. Alcool izopropilic. Pune alcool din ăla în sticlă, îl amestecă o leacă, îi dă foc și pleacă ca racheta, știi? Dar gen așa, două secunde, ia ține tu camera, că nu pot aici, n-am loc. Nu le-am să-i scriu un mesaj. Tu ce zici, iese? Nu cred, că nu găsim din ăla. Nu găsim ce ne trebuie, că știu, am văzut acolo cu concentrații, cu aia, tot nu, așa. Nu, nu cred că nu iese, că nu găsim... Trebuie o concentrație mare din asta, vreo 97, cred că la 100. Nu știu. Ținem asta, mă, frate, să vedem aici. Da. Mergem până la Focșani, ori la Dedeman. Oricum s-a întunecat treaba afară. Nu știu dacă mai avem cum să filmăm chestia asta azi. Mergem până la Focșani și nu știu, cred că revenim mai târziu. Habar n-am. Revenim de acolo, revenim după teren. Habar nu știu ce o să mai se întâmple. Nu știu ce vrea să facă el, dar nu iese nicio vârjeală, dar mă rog. Ba da, mă, ca... bă, așa punea ăla, mă. Nu prea băi, Dan Lenapile mele, mă, doare burta, ca să zic. De fapt, închidi, zic prostiile astea pe cameră, ești prost. Băi, sunt în spatele mașinii aici, sunt la portbagaj. Fiți atenți, pot compresorul, mi s-a apreț de senzor din ăla, de la presiunea în roți. Și trebuie să înflu, trebuie să înflu roate, stați așa, că l-am pus aici. Încerc să mă leg de chestia asta cu roata. Vreau să-l fac să se dea jos. Sper că m-au auzit, că vorbesc încet, că el aici în mașină. Și și mașina aici pe drum. Nu cred că mă aude, nu e asta o problemă, dar acum o să încercăm să-l facem să se dea jos din mașină. Se vede bine așa? Se vede, cu lumina de afară mă refer la asta. Da, mă, înțeleg, ce vrei? Vreau să le arăt aici, am la asta, în spate. Cred că mi-a zgrea cineva mașina, nu știu ce s-a întâmplat. Ce dracu o să zic? S-a prins asta, mă. Ce faci, mă? S-a prins paiul, mă. Dar cum te-ai dat, mă, jur? Bă, ce d***u, băi, Danule? Ce-i făcut? Dar ce aveai pe pantaloni? Ai scăpat ceva pe asta. Nu aveam nimic, mă, eu ce aici, nebun la cap. Ai scăpat ceva, băiatul, mor eu. Ce-i scăpat? Ți-a lipit de ăsta. Dar tu erai pe pantaloni, că așa... Nu te-a d***u-i de la tine după asta! Unde, mă? Mă... Băga mea și... Întoarce te Alex, ai scăpat ceva și m-a stricat și pantalonul și granura. Întoarce te Alex. Ce? Bă, ce m-am... Ce? Nu te... Întoarce te Alex, mă. Întoarce te Alex, mă. Vai, mă bătă mama, ce-i pe ăsta. Bă, loc de prost, ești... N-am pus, mă, cred că tu aveai ceva, bă. Uite cu alea, uite-te în oglindă aici. Ți-am întors camera. Tu ai pus, nu e să mor tu? Nu, tu ai pus, du-te a d*** cu, că n-aveai cum să scăpi așa. Uite cu alea.
Arma. Arma secretă din dotare. Burte. Plus vreo 2-3 tuburi de astea de picătura. Asta înseamnă răzbunarea lui Danu, pentru că mi-ai făcut o farță acum recent, dacă ți-aduci tu bine aminte. Ce farță? Cum adică ce farță? Nu mai știu, nu mai țin minte. Acum lasă că ți-aduci aminte, dar când ajungi tu acasă, da, trebuie să ne întoarcem înapoi acasă, că nici nu n-am ajuns. Nu am știut, mi s-a desuflat roata aici. Ce am să fac, nu? A. Am stat așa și zic, oare să-mi iau training-ul ăla de la Exclusiv, ăla meu, ăla negru, a meu. Ăla forță. Ăla... care scrie aici, știi? Cum era să-l strici pe ăla? Te omoram, da, mă? Da! Mă, dacă nu, ăla săream la bătaie dacă nu îl stricam pe ăla. Dar nu știam ce să fac, zic, lasă-mă că mergem până la Focșan să ia ăsta, acid, căcat, oricum, intrăm în degeaba și ieșim. Zic, intru, ia ăla și plecăm, cine mă vede? Bă, dar ce... dacă îmi stricam ăla, te omoram, să mor eu. Dar uite, ia fiată. Bă, dar nu știam ce dracu și ce-am zis. Uite gol. Nu, am văzut că e și verde și ăla. Uite, ăla și pe ăla am pus aici. Dai să... Dar ce am zis eu, mă? Ce s-a agățat Sky-ul ăsta de mine? Ce s-a lui de Sky? Dar cum era? Era prins cu ăsta la spate aici. Scos cu totul. Am plecat cu totul. Doamne, mă, ca domnul. Dar ce amuzant era. Zici că aveai cărcăți de aia din mel. Am zis că s-a prins Sky-ul, știi? Nu mi s-a părut așa nimic a mie. Dar după aia când am vrut să o dau jos și am văzut că, păi, eu am crezut, mă, zic că am mâncat prostul ăsta gumă și a lăsat gumă pe aici, pe ăstea, nu știu ce a făcut. Dar chiar îmi trebuia să pun și eu gumă. Hai să văd eu cum mai mă pun jos acum aici. Tot pe asta, spune asta înapoi. Mai stau pe asta. Spune asta înapoi. Am pus și pe mâini. Alea, dar ce e cea, băieți? Să mă bată mama. Da, ce s-a făcut? Ăsta cred că miroase. A oțet, așa miroase, să mor eu dacă nu. Alea, ce fel pute să mă bată mama. A oțet și... De la ăsta, cum îi zice, de la silicon. Am pus o jumătate de tub de la de silicon am pus. Hai și pune asta să merge, eu nu mai intru în magazin, să știi. Gata, hai să mergem să iau. Eu nu intru așa în ăsta. Dar pe bune vreau să mergem să iau ăla și revenim. Eu nu intru așa. Revenim de acasă. Păi, te aștept în mașină. Păi și cum o pup asta, mă lipesc chiar. Nu, mă, las. Eu pătru, nu mai lipit. N-am. Așa o pun așa? Da, invers. Așa? Așa. Ești cum să pun ăstea eu. Hai, urcă-te acolo, sunt furata și merge la dede, mă. Dar chiar ți-a zgriat-o acum, pe bune. Aici se ia vopseaua, nu știu ce mai e, bă, uite. Trebuie să merg să o vopsesc. Și aici, și aici, uite la ce fel se ia. Hai, odată. Băi, Badane, m-am urcat și eu acum, frate, am terminat și de umflat roata, fii atent. Dacă mai ții tu minte, fratele tău te-a ținut minte de când ai luat mașina și a trebuit mai lăsat ca prostul să mă duc la poliție acolo și cu Iancu, când l-ai luat pe Iancu și ai plecat cu mașina mea de acasă. Te-a ținut minte, fratele tău. A trecut să mă bată, mamă, că am greu timiști, 7 luni. 3 luni, cred, 2 luni, nu mai știu, 2-3 luni, oricum. L-am ținut minte, băieți, și m-am răzbunat acolo. Era vara, afară, acum a venit iarna, tu nu vezi? Care, că mă, în noiembrie să fie soarele astea, așa, așa la bluză, a fost forță. Asta a fost răzbunarea mea. Dar, pe bun, fii atent, dacă toți suntem aproape de Focșani, mergem și să iau lichid din ăla, să iau gaz din ăla, să încerc. Da, mă, dar nu, eu nu mai merg. Păi nu mai ai cum să mai intri, că... Stau în mașină, te duci tu, iei și... Dar mă mir că nu s-a rupt ăsta pe spate acolo. Și oricum trebuie să le arunc, n-am ce să mai fac lipiciul ăsta, nu se mai adnă. Da, nu, n-ai ce să faci, trebuie aruncat de drept. Deci, 6 milioane și cu pantaloni 8 milioane. It was at this moment that he knew. He fucked up. Trebuie să-mi dai 21 de milioane. Dar cum ai? Păi ăsta nici nu-ți mai arăt ce scrie pe ele aici. Nimic. Minte, băieți, mai înainte a zis că să ai de filmare. Da, era bun să fii training-ul ăla, bun forță, las cum. Păi bune, am vrut să zic, bă, că mă îmbrac așa, dar zic, lasă-mă că mergem până la magazin aici, ce fac? Iau ăla, ia ăla și ne întoarcem acasă. Păi bune, fii atent, cred că dacă te vedeam că vii cu training-ul ăla, ziceam, bă, stai așa, să iau asta de aici, să arunc, dracu, că e murdar de lipici. Vorbesc serios, dar am zis, lasă-mă. Nu, pe ăla nu-l stricam. Asta a fost farța mea, băieți, sper că v-a plăcut acolo. Scrieți-mi în comentarii dacă mai vreți, dacă mai aveți idei, dacă vreți să mai facem ceva lui Mister sau nu neapărat lui, scrieți-mi acolo idei în comentarii și vedem noi dacă găsim vreo victimă din asta, că bă, asta de acum o să stea în gardă orice ar fi. Eu zic să te pui și tu în gardă. Oricum, aia asta e problema, trebuie să stau și eu în gardă de acum, băieți. A, dar nu se știe, o lună, două, trei, un an. Nu știu. Trebuie să stau mereu, băieți. Apăsați butonul de like acolo să strângem cât mai multe like-uri la farța asta. Nu stârpă la cură. Așa. De la lipici ăla. S-a lipit. Mergem să luăm cine trebuie. Ne revedem la următorul challenge, experiment, ce-o fi. Vă salutăm, ceau.